Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au menținut pedepsele inițiale în dosarul Peștișani. Astfel, Dian Popescu a rămas cu pedeapsa de 5 luni de închisoare cu suspendare, aceeași pedeapsă primind-o și fratele său. Omul de afaceri, Dan Radu Floare, a primit și el o pedeapsă de 3 ani de închisoare, însă executarea pedepsei a fost suspendată. Judecătorii Înaltei Curții au respins ca nefondate recursurile făcute de inculpații din lotul Peștișan, dar și cel formulat de procurori. Astfel, inculpații din dosar vor rămâne cu pedepsele de închisoare cu suspendare. Dian Popescu a comentat decizia magistraților. Nu pot să comentez decizia judecătorului, e decizia Înaltei Curți. Din punctul meu de vedere, consider că toate acele articole, și o să vedem ce zice și Înalta și ce zice și Curtea Constituțională, sunt articole neconstituționale, pentru că nu stabilește limitele unei abuzuri și care e complicitate. Dar e decizia în alte curs o lege, să vedem dacă legea asta este constituțională sau nu. Știți bine că sunt 1000 și ceva de dosare care au ridicat această excepție. E o lege greșită. Instanța de judecată a menținut ultima decizie pentru toți cei implicați în dosar. Respinge ca nefondate apelurile declarate de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de inculpații Pavel Ion Florin, Popescu Dumitru Dian, Popescu Titus Gabriel, Isar Nicolae și Floarea Radu Dan împotriva sentinței penale. Numărul 1024 din data de 27 noiembrie 2014 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în dosarul numărul 18870/95/2012, privind și pe intimatul inculpat Pârvulescu Dumitru. Dian Popescu a fost acuzat de complicitate la abuz în serviciu.